La Ierusalim se desfășoară în aceste zile simpozionul Reflecții privind viitorul Ortodoxiei Mondiale. Evenimentul este organizat de Asociația Teologico-Ortodoxă Internațională și are ca scop definirea viziunii organizaționale și pregătirea conferinței inaugurale, care se va desfășura la Iași anul viitor. Simpozionul a fost deschis de Paul Gavriliuc, președintele Asociației Teologice Ortodoxe Internaționale, care a prezentat ideea pe care a fost fondată organizația, misiunea sa în lumea contemporană, structura internă și perspectivele sale. Apoi, coordonatorii științifici ai grupurilor tematice de lucru au prezentat și supus spre dezbatere declarațiile de viziune, astfel încât, la finalul simpozionului, să poată fi definită viziunea organizațională a asociației. Grupul teologilor români a fost reprezentat de Alexandru Tudorie, lector la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, care a prezentat aspecte privind specificul ortodoxiei românești și contribuția teologilor români la dialogul panortodox. Asociația Teologică Ortodoxă Internațională a organizat un simpozion aici, în Ierusalim, sub genericul Imaginarea viitorului lumii ortodoxe. Scopul principal al simpozionului a fost de a pregăti conferința inaugurală a Asociației Teologice Ortodoxe Internaționale, care va avea loc în 2019 la Iași. Suntem recunoscători gazdelor noastre din Iași și liderilor Bisericii Ortodoxe Române pentru oportunitatea de a prezenta IOTA în orașul dumneavoastră. Participanții la acest simpozion erau împărțiți inițial în 25 de grupuri ale Asociației Teologice Ortodoxe Internaționale, care reprezintă diferite domenii de cunoaștere, denumite Republica Ortodoxă a Scrisorilor. Spre exemplu, teologie dogmatică, eclesiologie, ortodoxie și relații internaționale și multe alte grupuri. Am avut grupuri de 30 de locuri, am avut 2 membri ai Consiliului și 2 observatori ecumeni. Întâlnirea a fost foarte productivă. Am putut să exprimăm viziunea principală a organizației noastre. IOTA există în contextul unui sprijin panortodox și credem că avem totul pregătit pentru a asigura un succes la Iași. Reprezentantul Arhiepiscopiei Iașilor, Cătălin Gechel, consilier eparhial în cadrul sectorului cultural, a prezentat principalele coordonate organizatorice ale conferinței inaugurale, care va avea loc anul viitor la Iași. Pentru Arhiepiscopia Iașilor este o problemă fundamentală pregătirea, cel puțin în acest an, pregătirea conferinței internaționale a Asociației Teologice Ortodoxe Internaționale. De ce acest lucru? Fiindcă în februarie 2017 a luat ființă în mod oficial această organizație, dar firește, anul 2016 a fost anul în care s-a cristalizat acest proiect al Asociației Teologice Ortodoxe Internaționale, un proces de cristalizare la care Arhiepiscopia Iașilor a fost un martor direct, deoarece membrii din această organizație sunt și colaboratori pe activitatea editorială din Arhiepiscopia Iașilor. Conferința inaugurală a acestei organizații, planificată pentru Iași 2019, mai exact pentru perioada 9-12 ianuarie, are aprobarea și binecuvântarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române și suportul și implicarea directă a Arhiepiscopiei Iașilor. Cum ne pregătim efectiv? Printr-o corespondență asiduă cu conducerea organizației din Statele Unite, ținem legătura cu cei 25 de conducători științifici ai grupurilor tematice care pregătesc și sesiunile multiple pe subiecte ce se circumscriu acestor teme. Prin participarea la acest simpozion de la Ierusalim, care în sine este un simpozion pregătitor al conferinței inaugurale, fiindcă aici sunt devolate viziunile asupra ceea ce ar trebui să fie IOTA, asupra agendelor pe care diferitele biserici ortodoxe din întreaga lume le au, și se urmărește armonizarea acestor agende și obținerea unor rezultate care să fie de folos bisericii ortodoxe din întreaga lume.
Conferința inaugurală a IOTA, intitulată Unitate Panortodoxă și Sinodalitate, se va desfășura la Iași în perioada 9-12 ianuarie 2019, cu binecuvântarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române și cu sprijinul Arhiepiscopiei Iașilor.